Thank you. Well, good afternoon, everyone, and thank you for joining us for the GOT Green Initiative Press Avail Ability. This press avail will consist of two parts over the next 30 minutes. Brief opening statements by heads of delegation, followed by a Q&A session. The speaking order will be as follows. Romanian Minister of Transport and Infrastructure, Sorin Grindean. Ukrainian Deputy Prime Minister, Alexander Kukakov. Moldovan Deputy Prime Minister, Vladimir Borea. European Commissioner, Mobility and Transport Director General, Magda Kochinska. And U.S. Department of State Sanctions Coordinator, Ambassador Jim O'Brien. Mr. Grindean, please. Thank you. I will speak in Romanian. În primul rând, dați-mi voie să le mulțumesc oaspeților de astăzi din Ucraina, din Moldova, doamnelor ambasadoare ale SUA în România și în Ucraina, doamna Catherin Cavaleț și doamna Bridget Brink. De asemenea, dați-mi voie să salut prezența reprezentantei Comisiei Europene, a DG Move, Magda Kopinska. N-aș vrea să trec foarte repede peste ce înseamnă prezența astăzi a coordonatorului pentru sancțiuni a Departamentului de Stat Statelor Unite, domnul Jim O'Brien, care de fapt a coordonat toată întâlnirea noastră de astăzi și care, dați-mi voie în câteva momente sau în câteva minute, nici măcar minute, să vă spun din punctul meu de vedere cum s-a desfășurat. În primul rând, din capul locului vreau să vă spun că sprijinim în continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. În cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care România l-a acordat în această perioadă Ucrainei. Autoritățile române și în mod special ministerul pe care îl conduc au luat în această perioadă o serie de măsuri prin care a fost facilitat exportul a milioane de tone de cereale ucrainiene de la începutul războiului și până acum. De fapt, acesta a fost scopul întâlnirii noastre de astăzi. Decizia unilaterală a Rusiei a perturbat piețele internaționale, a privat milioane de oameni de aprovizionarea cu cereale. De aceea, astăzi, împreună cu reprezentanții Statelor Unite, am căzut de acord că trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene în contextul atacurilor pe care dumneavoastră le știți din ultimele săptămâni asupra porturilor ucrainiene de la Reni și Izmail. Mai vreau să fac o precizare și anume faptul că în cadrul acestor întâlniri eu și colegii mei am subliniat importanța rutelor de transport românești terestre, căi ferate și drumuri, dar și navale pentru menținerea unui flux continuu pentru exporturile și importurile din Ucraina. De asemenea, am reiterat că din perspectiva transportului pe Dunăre, canalul Sulina este singura cale navigabilă, viabilă pentru aceste transporturi și de aceea este important să optimizăm constant capacitatea acestei rute. În concluzie, din punctul nostru de vedere, a fost o întâlnire extrem de bună, fructuoasă, care ne va duce prin măsurile pe care le vom lua, la creșterea capacității de tranzit a cerealelor care provin din Ucraina prin România,
astfel încât de la peste 2 milioane de tone cât avem acum lunar, să ajungem la ținta pe care ne-am propus-o în perioada următoare, și anume de aproape 4 milioane de tone. Dați-mi voie să mulțumesc încă o dată pentru faptul că astăzi am reușit la Galați să avem o întâlnire extrem de bună și care va duce la decizii care vor ajuta la creșterea acestei capacități de tranzitare a cerealelor din Ucraina. Thank you. Hello, colleagues, dear friends. First of all, I would like to express my gratitude to our partners for the productive meeting and support to Ukrainian people in our struggle, in their struggle against Russian military aggression. As Russian terror affects the entire global community, and probably you know that in recent days more than 50 ports infrastructure facilities in Ukraine and 5 civilian vessels have been damaged and partially destroyed as a result of Russian attacks. When we talk about port infrastructure facilities, we mean both Ukrainian and foreign private companies. It applies not only to Ukraine. And since Russia withdrew from the grain agreement on July 17th, Russian forces have already destroyed more than 200,000 tons of Ukrainian grain, 200,000 tons of, according to the estimates of World Food Program. It's equal for to life of at least 1 million people in the world. And here I would like to thank Romanian President Klaus Iohannis for his strong and position, who called such attacks war crimes. It's impossible to replace Ukrainian grain. We can see the grain initiatives affect world prices immediately. And when Russia withdrew from the grain agreement, ignoring the call of the world, grain prices around the world raised by more than 8% immediately. It's U.S. Secretary of State Antony Blinken said. And definitely we must stop weaponizing of hunger beginning with Russia's war of aggressions against Ukraine and its assault on the global food system. I would like to thank our European partners for the ways of solidarity programs, which allowed us to export about 32 million tons of agricultural products last year. I hope that within the framework of the coordination platform of some measures of EU member states regarding Ukrainian agricultural exports and non-extension of relevant general restrictive measures, which expire on September 15th, will be lifted and we will can export more through our neighboring countries and partners. Development of the Danube port clusters. At the same time, we see prospects for the development of Danube port clusters. It remains one of the key and attractive logistics routes for export of Ukrainian agricultural products. At this moment, more than 18 million tons of cargo have already been processed in 7 months of this year. We are working on including, and we discuss it today, of Ukrainian part of the Danube in the maps of Trans-European Network of Internal Navigation Routes, TNT. The presence of Danube Black Sea ship passage would support the right ship owners to freely receive information for safe navigation. Thank you to Magda Kapczynska, Director General of DG MOVE of the European Commission, for her cooperation in this matter. Also, we discussed further dredging of the Ukrainian part of Danube, but I would like to emphasize strongly under the ESPO Convention. We received comments from colleagues from Romania. We will reply to them, and I hope that we will have at the end of August bilateral discussions on the level of two governments of these issues. But again, I'd like to emphasize everything according to ESPO Convention. Ukraine also is interested in the possibility to organize additional places for
roadside transshipment of vessels in the territorial waters in Romania, in particular near the port of Constanța near Sulina Channel. I think it will be beneficial for both sides, and it will be supported by our Romanian colleagues. We are ready for any options in order to implement such ideas. We also ask the Romanian side to ensure that at least 14 vessels per day from or to Ukrainian ports on the Danube River through Sulina Channel will be processed at the Ukrainian quota after additional pilots will start working on the channel. And I would like to note that Ukraine is highly appreciate Romania's efforts to improve the efficiency on the Sulina channel and increase its capacity. Again, we already see first results, and I'd like just to say, I can say thank you to our Romanian colleagues, my counterpart and his team, that they are doing this. I wouldn't spend a lot of time, but I'd like to emphasize that also we discussed development of border automotive infrastructure. Last year we already launched two border cross checkpoints, which were almost ready during last 10 years. They were initially prepared for Euro 2012. We opened them and we constructed roads on our side. I hope that our colleagues from Romania, they finish all these projects on their side, and we will start serving trucks, not only cars or empty trucks, as it's happening right now. And definitely it's important to emphasize that our aim is common control, common joint border and custom control on the border with our Romanian colleagues. I hope that it will be supported by European Commission, Agda and her colleagues. And it's also one of the key questions how we can improve efficiency of existing border cross checkpoints. Railway infrastructure and development, again, we discussed, still there are a lot of room of increasing the capacity of existing lines. Some of them should be repaired, some of them capacity should be extended. Again, procedures, again, efficiency on the level of three countries, Ukraine, Moldova, Romania, and all this can lead to increasing volumes of our goods in Galați port. I hope that all these measures will be implemented. We will work on this closely with all our partners. And I would like also to thank our colleagues from the United States of America, Jim O'Brien, two ambassadors, Ukrainian in Ukraine, U.S. ambassador in Ukraine, Bridget Brink, and U.S. ambassador in Romania, for systematic and consistently support in military, humanitarian, and economic issues of Ukraine. Thank you for your leadership. And we are all united in this choice. And I will conclude with the words of President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. To work in Ukraine, to work with Ukraine, is to believe in Ukraine and in Ukrainians. Peace is with us, despite everything that state is trying to do evil is against us. A year and a half of our full-scale invasion, almost 10 years of war. Freedom will win, Ukraine will win. Thank you for your attention. Bună ziua! Mulți stimați cetățeni, pe această care vreau să vă informez că încă de la începutul războiului din 2022, din primele zile, Republica Moldova a fost alături de poporul ucrainean și, după cum știți toți foarte bine, cu o populație de 2,5 milioane de cetățeni, noi am găzduit și am fost a doua casă pentru aproape 750.000 de refugiați din Ucraina și 90.000 au fost practic în Republica Moldova practic opriți pentru a-și stabili locul de trai pe jumate de an unii și până acum încă mai sunt în Republica Moldova. Evident că în a doua etapă a intervenit problema coridoarelor solidarității în materie de transport și de export a produselor cerealiere
și pe această cale noi am reiterat poziția Guvernului Republicii Moldova de susținere absolut necondițională a Ucrainei în procesele sale economice de export și de tranzit spre portul Constanța, Galați, care se află pe teritoriul României. Pe aceeași cale am informat în altul forum despre consecințele grave ale războiului asupra agricultorilor din Republica Moldova și a oamenilor de afaceri din Republica Moldova și am venit cu o listă de propuneri concrete, de măsuri, în urma cărora s-ar putea îmbunătăți situația exporturilor atât pentru agricultorii din Republica Moldova, cât și pentru exportatorii din Ucraina. Vorbim despre necesitatea de a reconstrui sau a investi în infrastructura feroviară a Republicii Moldova și cea navală, care ar da un aport extraordinar de mare, practic ar putea dubla cantitatea de marfă exportată și tranzitată pe teritoriul Republicii Moldova într-un timp foarte scurt. Și evident că am vorbit despre investițiile în vămile din Republica Moldova, care ar permite fluidizarea traficului la frontieră prin cele 5 puncte terestre de traversare a hotarului moldo-român și care ar permite atât exportatorilor din Republica Moldova, care astăzi practic toată marfa o export pe cale terestră, auto, spre portul Constanța sau cu alte destinații în Uniunea Europeană, atât și pentru exportatorii din Ucraina. Pe aceeași cale aș vrea să vă informez că includerea Republicii Moldova în toate forumurile regionale de soluționare a problemelor atât pentru ucraineni cât și pentru agricultorii din Republica Moldova aduce un înalt grad de coeziune regională și practic face ca principiul european de solidaritate să fie unul autentic și adevărat. La final aș vrea să vă spun că orice ajutor acordat Ucrainei este un ajutor acordat și Republicii Moldova și orice ajutor acordat Republicii Moldova este un ajutor acordat inclusiv Ucrainei. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. European Commission condemns the recent Russian attacks on Ukrainian infrastructure in the Danube area on the ports of Reni and Izmail and regrets Russia's unilateral withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. This puts in danger human lives and global food security, but it also has direct impact to reduce Ukraine's export capacity. And today's important meeting, and here I would like to thank Romania for hosting us here today, is another important step to strengthen our joint efforts to tackle those impacts of Russia's actions and also to improve the functioning of EU's Ukraine solidarity lanes. As you know, the solidarity lanes were launched in May 2022, and between May 2022 and end of June this year, solidarity lanes have allowed Ukraine to export 82 million tons of goods for the value of 33 billion euro and to import 29 million tons of goods for the value of 60 billion. When it comes to grain products, which are so important for the global food security, between May 2022 and end of July this year, solidarity lanes carried nearly 60% of exports from Ukraine, while the rest was going with the Black Sea Grain Initiative. And when we are looking at the potential of solidarity lanes at large, it is indeed the Danube-Constanta route that is the biggest asset. Around 60% of Ukrainian grain exports have come through solidarity, through that specific route. What has happened over the last months since the launch of solidarity lanes, a lot of significant improvements have been introduced on the side of Ukraine, but also on the side of Moldova and Romania to make Danube road even more efficient and to make sure that whatever spare capacity there is and there will be used to the utmost to continue supporting Ukraine in exporting grains through ports of the Danube and also using port of Constanta. We are of course looking also at other alternative routes, other possible solidarity lanes going on the land side through Baltic States and Polish and Adriatic ports. But as I said, it's the Danube link that has proven to be the most efficient one. We very much hope that we'll be able to continue working with Ukraine and Moldova and EU
border countries to improve the efficiency and smooth flow of trade from and to Ukraine, and we are doing that in the context of the joint coordination platform. We have also been working to increase functioning of border crossing points for all neighboring countries with Ukraine. But I think what's important to remember is that solidarity lanes, it's not only a concept about cooperation, but it's also financial support. $1 billion has been designated, committed to support solidarity lanes from the Commission and from international financial institutions. And I would like here in particular to mention the projects that were accepted and were selected in June under the Connecting Europe Facility to the amount of €250 million that will be specifically addressing border crossing points with both Ukraine and Republic of Moldova. And such work on crossing points like that can directly enhance and support the functioning of solidarity lanes at large. Both Ukraine and the Republic of Moldova are newly associated countries to the Connecting Europe Facility program, and we very much hope that there will be new projects coming up, again looking at strengthening border crossings, but also in the longer term strengthening the infrastructure capacity for solidarity lanes, but also again in the longer perspective to connecting Ukraine and Republic of Moldova to the EU and to the rest of the world. Thank you very much. Now let me introduce U.S. Ambassador to Romania, Kathleen Kabbalah. Bună ziua tuturor. Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc prefecturii pentru că ne-a gazduit astăzi și ministrului Grindeanu pentru organizarea acestei întâlnire. În numele ambasadei sua, este onoare mea să-l prezint pe ambasadorul Jim O'Brien, coordinatorul sancțiunilor din SUA, care a venit în România împreună cu UE pentru a sprijini discuțiile dintre România, Ucraina și Moldova în ceea ce privește tranzitul cerealelor ucrainene prin România și Moldova pe piețele globale. Vizita sa este o reflectare a rolului important pe care România îl joacă în această problemă. Statele Unite sunt recunoscătoare României pentru gazduirea acestor discuții importante și pentru tot ce a făcut pentru a sprijini Ucraina. Ambassador O'Brien. Paru. Thank you, Madam Ambassador. What you see this afternoon is solidarity in action. Russia attacked Ukraine very close to here, bringing the war close to this peaceful region. Romania, Moldova, and Ukraine said, let's meet in Romania and find a solution. Russia attacked the global food supply. The Black Sea Grain Initiative brought 32 million tons of grain out to the global markets. The solidarity lanes brought out a little bit more. The 32 million tons now is threatened. This group of countries said, let's sit down and bring more grain out. And you've seen remarkable progress. Before the war, this region brought out fairly little of Ukraine's grain to the world, maybe less than 100,000 tons a month. In the last year, since the war started, it's brought out more than 20 million tons. And as you've heard today, we've reached agreements on practical steps that we feel confident will more than double that amount. So the grain from Ukraine will reach the world. That's an incredibly important step. But what we see here are five partners, five governmental entities together working. But this progress all comes because tens of thousands of people will contribute their labor and have their jobs count on bringing Ukrainian grain out to markets. It's truck drivers, ship operators, port workers, train operators, all throughout this region. So more investment, more jobs. It's good for Moldova, it's good for Romania, it's good for Ukraine. But all of those people working together will get grain to the world.
And that illustrates the broader principle that we're all standing here, that the many of us, when we work together, will always beat the one who stands alone on the side of doing wrong. And that's what we see in operation today. So I'd like to thank our hosts here in Galatz for making this beautiful building available, and for our Romanian hosts for a very successful meeting. And with that, we'll take some questions. Thank you, Pastor. First question, please. Please step up to the mic. O video am adivit în viața de delegați, o întrebare pentru domnul ministru Vitean în mod special. După cum știți, în porturile Mării Maritime de la Galați, Brăila și Tulcea s-au făcut o serie de investiții pentru a facilita exporturile de cereale de Ucraina. Din păcate, aceste facilități nu au fost folosite la adevărata capacitate. Ați abordat aceste chestiuni în discuție cu partenerii din Ucraina și din toată lumea europeană. Și dacă da, care sunt cauzele și eventual unde se va ajunge cu folosirea porturilor din Galați? Ambasadorul O'Brien a spus pe scurt mai devreme ceea ce ne propunem și am spus și eu la începutul intervenției, și anume faptul că dorim dublarea capacității de tranzit de la 2 milioane și un pic de tone până la 4 milioane cel puțin în perioada următoare. Noi ne propunem și lucrurile acestea au fost discutate în cadrul conferinței de astăzi. În primul rând să investim, să creștem numărul de piloți care să aducă navele pe canalul Sulina. Și până la sfârșitul lunii august vom avea cei 60 de piloți la care ne-am angajat. Și de asemenea avem proiectul european care se va termina undeva în toamna acestui an, probabil octombrie, care va permite navigarea pe Sulina 24 de ore, 7 zile pe săptămână. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că în momentul când vom face toate aceste investiții și în momentul în care se va crește numărul de piloți, automat porturile Galați, Brăila vor fi folosite și ele, alături de Ren și Ismail, având acest flux continuu, 24 de ore pe zi, va fi absolut obligatoriu să fie folosite și aceste porturi. De asemenea, astăzi, să știți că noi am propus nu doar cele două porturi, și am venit cu această propunere în fața colegilor din Ucraina, de a folosi toate porturile, inclusiv Amonte de Galați și Brăila, până la Orșova, cum? Folosind rețeaua feroviară până în acele porturi de la sudul Dunării și de acolo pe barje spre Marea Neagră, spre Constanța și spre Marea Neagră. Sunt toate proiecte, și asta a fost rostul acestei întâlniri de astăzi, de a mări capacitatea de tranzit a grânelor prin România. Orice proiect de acest tip care va duce la mărirea acestei capacități va fi luat în calcul. Mulțumesc. Știți că în această perioadă noi am investit dincolo de linia, de exemplu, din portul Galați, pe care am remodernizat-o pe ecartament larg sovietic. Și asta e un exemplu. Investiții în portul Constanța. De asemenea, pe programele europene, tot ceea ce ține de zona Constanța, ca să vă dau un exemplu, portul Constanța doar pe componenta feroviară, prin programe europene, în următorii ani
va ajunge doar pe zona feroviară, portul Constanța și adiacent portului Constanța, la aproape 1 miliard de euro investiții. Știți că s-au alocat fonduri de asemenea și se vor aloca pe componenta navală tot pe programe europene, programul operațional de transport care începe și a început în perioada abia trecută, are o componentă importantă pe zona navală. Toate investițiile și toate proiectele europene, toate proiectele din România în acest moment majore, toate, subliniez, proiectele majore în infrastructură din România au finanțare europeană. Nu veți găsi măcar un singur proiect, astăzi când vorbim, major, nu vorbesc de proiecte care au sume mai mici, care să nu aibă și componenta de finanțare europeană. Deci, din acest punct de vedere, Uniunea Europeană a fost, este alături de noi, finanțează și acea componentă, după cum bine știți, Solidarity Lanes. Sunt lucruri și dialoguri pe care le avem constant cu Comisia Europeană. E un dialog constant pe care România, nu doar Ministerul Transporturilor, cu doamna comisar Adina Vălean, ci reprezentanții statului român cu reprezentanții Comisiei Europene au acest dialog constant. Deci, din acest punct de vedere, Comisia Europeană a fost alături de noi și finanțează toate aceste proiecte. Am și amintit unul mai devreme, cel de creșterea capacității de tranzit pe Sulina. Sunt vreo 18 milioane, aproape 18 milioane de euro, de asemenea proiect european, din fonduri europene. Mulțumesc! I think my answer is very easy because the minister actually answered your question for me. First of all, mentioning that indeed there are different programs that can be used for supporting port infrastructure, but also capacity on the Danube, and that could be Connecting Europe facility where we work and talk with Romania concerning specific programs, specific projects, either for the port of Constanța or for other ports. There is also the question of the regional funding, which is allocated to Romania, and that and I know that Romania is looking carefully into what can be used from those funds in order to enhance transport capacity. And I think what is important, and maybe it's a bit of a side answer to what you have asked, that of course whenever we look at the capacity of ports, it's not just the capacity of port itself, but it's the connecting infrastructure that is extremely important. And that connecting infrastructure, from our perspective, should fall into the context of trans-European transport networks, because with that connecting infrastructure, be it road or rail, we also facilitate connection of Romania to transport network in the EU. But again, you ask a very specific question about an amount, and I will definitely not answer on behalf of Romania whether 1 billion is enough or not. That is a question that the minister can answer, but normally transport ministers, they always ask for more. Okay, final question. Și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să așez această întrebare, dacă îmi permiteți, într-un context mai larg. Și acest context ar fi, în primul rând, din perspectiva priorităților pe care noi, ca stat, le-am declarat ca fiind nu importante, ci foarte importante pentru noi în anii viitori. Și anume, investiții în infrastructură în zona de est,
a României. Știți foarte bine, și în această zonă, Galați-Brăila, se investește probabil, dacă e să facem un calcul, probabil că se investește cel mai mult comparativ cu alte zone, vorbesc de infrastructură. Și avem, numai ce am inaugurat podul pe care îl știți cu toții, mă feresc să spun că e podul de la Brăila, fiind la Galați, ca să nu supăr pe nimeni. Vorbim de drumul expres care se va termina anul viitor între Galați și Brăila. Vorbim de tot drumurile expres spre Focșani și spre Buzău. De asemenea, vorbim de A7, autostrada Moldovei, magistrala 500 pe CFR. Asta arată prioritățile pe care noi le avem în a lega România de Republica Moldova și de Ucraina în anii viitori. Iar proiectele majore de infrastructură ale țării noastre sunt direcționate spre această regiune. Asta înseamnă și investiții pe componenta navală, bineînțeles. Și lucrurile acestea s-au văzut. Deci aici nu e o chestiune care să fie pusă sub semnul întrebării. Știți foarte bine că în ultimul an am semnat și s-au semnat la Ministerul Transporturilor tot ce înseamnă lucrări, sau aproape toate, de la Ploiești până la Pașcani, și de acolo vom începe să dezvoltăm pe o rută nordică autostrada spre Siret, la granița cu Ucraina, și spre est, Ungheni, Chișinău. Sunt lucruri pe care le știți, nu mai vreau să le reiau, dar sunt importante. Și sunt importante nu doar pentru noi, ci sunt importante pentru ceea ce va însemna perioada de după conflict, perioada de reconstrucție în care va intra Ucraina. Ne dorim ca acea perioadă să vină cât mai repede și războiul să se termine rapid și Ucraina să intre în această zonă de reconstrucție, iar infrastructura din România să fie pregătită pentru asta. Toate aceste proiecte de care vă aminteam, mai spun o dată, sunt proiecte finanțate prin fonduri europene, ceea ce este important și o să spun de fiecare dată când o să am ocazia. Mulțumesc! Thank you very much.